here for this wonderful occasion. Mă bucur că ne-am adunat cu toți pentru această sărbătoare minunată. The greatest joy of my life as a pastor to be able to baptize people. Cea mai mare bucurie a mea ca și pastor este să am ocazia să botez oameni. This is their testimony. Aceasta este mărturia lor. That they have died in their sins to Christ. Păcatele lor au murit. And that they are resurrected again to new life in Him. Că Hristos a murit pentru păcatele lor și a înviat din nou a treia zi din morți. This baptism does not save them. Acest botez propriu-zis nu-i mântuiește pe niciunul. They've already received Christ in their heart. Deja l-au primit pe Hristos înaintea botezului în inimile lor. And this is their way of telling the world that they'll follow Him. Acesta este doar un mod de a arăta restul lumii că de aici înainte îl vor urma pe Hristos. Let us pray together for these brothers and sisters. Haide să ne rugăm pentru acești frați și surori. Heavenly Father, Tată Ceresc, we thank you for this day. Mulțumim pentru această zi. We thank you for this wonderful occasion. Mulțumim pentru această minunată ocazie. Father, we thank you that you're still adding to your kingdom. Mulțumim, Doamne, că mai adaugi încă la împărăția ta. Father, we thank you for these lives and souls that you have saved. Mulțumim, Doamne, pentru sufletele și viețile care le-ai mântuit. We pray that you'll give them strength and courage as they enter these baptismal waters. Și îți mulțumim, Doamne, pentru curajul care le-ai dat acestor oameni să te mărturisească în apa botezului. Father, that you'll give them courage to live a life that is pleasing to you. Doamne, dă-le în continuare curajul să trăiască după voia ta. And we pray that there'll be a witness. Și înălțim ca ei să fie martori vii. To their families. Familiilor lor. To their neighbors. Vecinilor lor. To their schoolmates. Celor din școală, colegilor de școală. And to their co-workers. Și celor cu care lucrează împreună. May Jesus Christ be seen in their lives. Fie ca Iisus Hristos să se vadă în viețile lor și prin viețile lor. We ask all this in Jesus' name. Toate te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amen. Amen. Adina, do you before God and these witnesses present? Adina, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți înaintea lui Dumnezeu. Affirm that Christ has forgiven your sins. Crezi că Iisus Hristos ți-a iertat păcatele? And that He lives in your heart. Și că trăiește în inima ta? In obedience to the command of our Savior Jesus Christ. În ascultare de porunca Domnului nostru Iisus Hristos. I baptize you, my sister, in the name of the Father. Te botez, sora mea, Hristos, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Iisus Hristos ți-a iertat păcatele and that He lives in your heart as Lord and Savior. Și că trăiește în inima ta de acum ca Domn și Mântuitor. In obedience to the command of our Lord and Savior Jesus Christ. În ascultare de porunca Domnului nostru Iisus Hristos, te botez, sora mea, Hristos, în numele Tatălui, a Fiului and the Holy Ghost. Și a Sfântului Duh.
Christ has forgiven your sins. Înaintea martorilor văzut și nevăzut, te întreb dacă crezi că Hristos Domnul ți-a iertat păcatele. And that He lives in your heart as Lord. Și că trăiește ca Domn și Mântuitor în inima ta. In obedience to the command of our Lord and Savior Jesus Christ, în ascultare de porunca Domnului nostru Iisus Hristos, in the name of the Father, te botez, fratele meu, the Son, în Tatălui, and the Holy Spirit, a Fiului și a Duhului Sfânt. Că Iisus Hristos ți-a iertat păcatele. And that He lives in your heart as Lord and Savior. Și că trăiește ca Domn și Mântuitor în viața ta. Da. In obedience to the command of our Lord and Savior Jesus Christ, ascultând de porunca Domnului nostru Iisus Hristos, I baptize you, my sister, in the name of the Father, sora mea în Hristos, în numele Tatălui, al Fiului, and the Holy Spirit, și al Duhului Sfânt. Că păcatele tale au fost iertate. That Jesus Christ lives in your heart as Lord and Savior. Și că Iisus Hristos trăiește în viața ta ca Domn și Mântuitor. Da. In obedience to the command of our Lord and Savior Jesus Christ, în ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos, I baptize you, my sister, in the name of the Father, mea, Hristos, the Son, Tatălui, al and Fiului, the Holy Spirit, și al Duhului Sfânt. Amin. Your sins have been forgiven. Că Iisus Hristos este Domnul tău și păcatele ți-au fost iertate. In obedience to the command of our Savior Jesus Christ, în ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos, I baptize you, my sister, in the name of the Father, te botez, sora mea, în Hristos, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
you before God and these witnesses. Carmen, înaintea lui Dumnezeu și acestor martori. Affirm that Christ has forgiven your sins and that He lives in your heart as Lord and Savior. Mărturisești că Hristos ți-a iertat păcatele și trăiește ca Domn și Mântuitor în viața ta? Da. In obedience to the command of our Lord and Savior Jesus Christ. În ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos. I baptize you, my sister, in the name of the Father. Te botez, sora mea, Hristos, în numele Tatălui, and of the Holy Spirit, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. In obedience to the command of our Savior Jesus Christ, I baptize my sister de porunca Domnului Iisus Hristos, in the name of the Father, te botez în numele Tatălui, and the Holy Spirit, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Crezi că Iisus Hristos ți-a iertat păcatele și e Domnul vieții tale acum? Da. In obedience to the command of our Savior Jesus Christ. În ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos. I baptize you, my brother, in the name of the Father. Te botez în numele Tatălui, the Son, a Fiului, and the Holy Spirit. Și a Duhului Sfânt. Amin. Crezi că Dumnezeu ți-a iertat păcatele și locuiește ca Domn în viața ta? Da. In obedience to the command of our Lord and Savior Jesus Christ. În ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos. I baptize you, my sister, in the name of the Father. Te botez în numele Tatălui, the Son, al Fiului, and the Holy Spirit. Și a Duhului Sfânt. Amin. Thank you.
witnesses. Înaintea lui Dumnezeu și acestor martori. Do you affirm that Jesus Christ is your Lord and Savior? Crezi că Dumnezeu este Mântuitorul și Domnul tău? And that your sins have been forgiven. Și că păcatele tale au fost iertate. Cred. In obedience to the command of our Lord and Savior Jesus Christ. În ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos. I baptize you, my sister, in the name of the Father. Te botez în numele Tatălui, the Son, a Fiului, and the Holy Spirit. Și a Duhului Sfânt. Amen. You affirm to us that Jesus Christ has forgiven your sins and that He lives in your heart as Lord and Savior. Crezi că Iisus Hristos ți-a iertat păcatele și acum trăiește în viața ta ca Domn și Mântuitor? In obedience to our Lord and Savior Jesus Christ. În ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos. I baptize you, my sister, in the name of the Father. Te botez în numele Tatălui, Son, a Fiului, and the Holy Spirit. Și a Duhului Sfânt. Amin. Before God and these witnesses, do you affirm that Christ has forgiven your sins and that He lives in your heart as Lord and Savior? Crezi că Iisus Hristos ți-a iertat păcatele și trăiește în viața ta ca Domn și Mântuitor? Da. In obedience to the command of our Savior Jesus Christ, în ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos, I baptize you, my sister. Te botez. In the name of the Father, în numele Tatălui, Son, a Fiului, and the Holy Spirit. Și a Duhului Sfânt. Amin. Offering before God and these witnesses. Frate Avram, înaintea lui Dumnezeu și acestor martori.
Do you confess that Christ has forgiven your sins and that he lives in your heart as Lord and Savior? Crezi că Hristos ți-a dat păcatele și trăiește în viața ta ca Domn și Mântuitor? Da. In obedience to the command of our Savior Jesus Christ, în ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos, I baptize you, my brother, in the name of the Father, în numele Tatălui, the Son, a Fiului, and the Holy Spirit, și a Duhului Sfânt. Amen. Joseph before God and his witnesses. Frate Iosif, înaintea lui Dumnezeu și înaintea acestor martori. Do you confess that Christ has forgiven your sins and that he lives in your heart as Lord and Savior? Crezi că Iisus ți-a iertat păcatele și acum trăiește în viața ta ca Domn și Mântuitor? In obedience to the command of our Lord and Savior Jesus Christ. În ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos. I baptize you, my brother, in the name of the Father, te botez în numele Tatălui, the Son, a Fiului, and the Holy Spirit. Și a Duhului Sfânt. Before God and these witnesses. Frate Tony, înaintea lui Dumnezeu și acestor martori. Do you confess that Jesus Christ has forgiven your sins and that he lives in your heart as Lord and Savior? Mărturisești că Iisus ți-a iertat păcatele și că trăiește în viața ta ca Domn și Mântuitor? Da. In obedience to the command of our Savior Jesus Christ, I baptize you, my brother, de porunca Domnului Iisus Hristos, te botez in the name of the Father, în numele Tatălui, the Son, a Fiului, and the Holy Spirit. Și a Duhului Sfânt. Amen. Nicu, before God and these witnesses. Frate Nicu, înaintea lui Dumnezeu și acestor martori. You confess that your sins are forgiven and that Jesus Christ is the Lord and Savior of your life. Mărturisești că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul vieții tale. Cât pe trei, pasesc pământ și veți vecilor. Amin. Amin. Și de acum și până în veți vecilor. Amin. Amin. Amin.
In obedience to the command of our Savior Jesus Christ. În ascultare de porunca lui Hristos, Domnul. I baptize you, my brother. Te botez, fratele meu, Hristos. In the name of the Father. În numele Tatălui, Son, a Fiului, and the Holy Spirit. Și al Duhului Sfânt. Cei care ne-am botezat deja. Know what a satisfaction it is. Știu ce înseamnă și ce satisfacție au. To take this first step of obedience and following Jesus Christ. Ca să fac acest pas de ascultare în slujba lui Hristos. Pray for these brothers and sisters. Rugați-vă pentru cei care s-au botezat azi. They will always be exactly what God would have them to be. Ca mereu să fie ceea ce Dumnezeu vrea să fie. And that they would be effective as workers in God's kingdom. Și ca să fie eficienți în împărăția lui Dumnezeu. Let us pray together now for them. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm în aceste momente pentru ei. Ask God's blessing on their lives. Și să rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra lor. Father, we give you the glory. Tată Ceresc, îți dăm ție toată gloria și onoarea. And we honor your great name this morning. Și îți onorăm numele tău minunat în această dimineață. As our hearts are filled with joy at these brothers and sisters. Doamne, inimile ne sunt pline de bucurie pentru acești frați și surorile noștri. Who have followed your son in baptism. Care te-au urmat în apa botezului. Father, we pray that you would honor this testimony. Te rugăm, Doamne, să onorezi această mărturie. That your spirit would ever abide with them. Ca Spiritul și Duhul Tău cel Sfânt să abunde din plin în viața lor. That you would lead them and guide them. Să-i conduci și să-i călăuzești. That you would protect them and provide for them. Să-i păzești, să ai grijă de ei, să le dai ce au nevoie. Father, that every day they would feel your presence so near. Ajută-le, Doamne, să simtă prezența Ta în fiecare zi. And God, that you would fill them with the assurance. Și umple-i, Doamne, de asigurarea. That the world is filled with their brothers and sisters. Că lumea e plină de frații și surorile lor. Who love them and will stand with them. Care iubesc și care vor sta împreună cu ei. And serve in your great kingdom together. Și împreună vom sluji împărăției Tale împreună la oaltă. Father, we pray that you'll bless their homes. Te rugăm să le binecuvântezi familiile. That you'll give them the peace of God. Să le dai pace în familie. And that you'll be with this church. Și să fii în continuare și cu această biserică. And that you'll be with these churches in the Mureș Valley. Și cu toate bisericile de pe Valea Mureșului. As we work together to share Christ. Pe măsură ce vom lucra împreună pentru a împărtăși Evanghelia. That there will be many more occasions just like this. Tot Doamne, ca să fie mult mai multe ocazii ca aceasta din această dimineață. That there will be many more who will baptize. Să fie tot mai mulți oameni care să te mărturisească în apa botezului. And proclaim to the world that Jesus is their Lord. Și să declare lumii întregi că Isus este Domnul și Mântuitorul lor. Father, we're nothing without you. Tine, Tată, suntem nimic. And there's no strength within us to accomplish your work. Și nu avem nicio putere să ducem la bun sfârșit lucrarea Ta. Except that you would be with us. Dacă Tu nu ești cu noi. We ask all these things in Jesus Christ's holy name. Cerem, Doamne, toate astea în numele sfânt al Domnului Iisus Hristos. Amen and amen. 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 Thank you.
Heavenly Father, Tată Ceresc, we thank you for your kindness to us today. Îți mulțumim pentru bunătatea care le-ai arătat astăzi. Father, we thank you for the truth of your word that you've shared with us today. Mulțumim pentru adevărul cuvântului care ne l-ai prezentat astăzi. We thank you for the wonderful music that you have given. Doamne, și pentru chinarea prin cântare, îți mulțumim. For the young people from Oradea, pentru cei din Oradea, Liviu and Cristina, pentru Liviu și Cristina, for our dear brothers in the band, pentru frații noștri dragi din orchestră și fanfară. Lord, what a joy it is to rejoice in these wonderful songs. Doamne, este o bucurie atât de mare cu aceste cântări. We ask that you would bless each of them. Binecuvântează-i pe toți. Father, as they have blessed us today, așa cum ne-au binecuvântat cu prezența și cântarea lor, Lord, we pray for these that have been baptized. Te rugăm de asemenea pentru cei care s-au botezat astăzi. You would watch over them. Păzește. You would protect them. Protejează-i. Father, that you would always fill them with your joy. Și umple mereu, Doamne, de bucuria ta. God, I pray for us as their brothers and sisters. Mă rog pentru ei ca frații și surorile noastre. That we would remember our responsibility to them. Ca noi să ne aducem aminte de responsabilitatea care avem față de acești frați. To teach them and to guide them. Să-i învățăm și să-i călăuzim. To lift them up. Să-i ridicăm și să-i înălțăm. To cry with them and to laugh with them. Să plângem cu ei și să râdem cu ei. Father, to share their burdens. Să împărtășim cu ei problemele lor. And to multiply their joys. Și împreună, Doamne, să ne bucurăm. Father, I thank you that you have given us your church. Mulțumesc că ne-ai dat biserica ta. That we can be a part of your people. Că putem face parte din poporul tău. And together we can fellowship and love and worship. Și că împreună putem să ne închinăm și să te laudăm. Bless these people in this place. Binecuvântează-i pe toți cei prezenți aici în această dimineață. Amen. Thank you that they have attended today. Mulțumim că au venit. And we pray, dear Father, that your Spirit will speak to their hearts. Și te rugăm ca Duhul tău să le vorbească fiecare. And reveal to them the truth that they have seen here today. Și descoperă-le, Doamne, adevărul cuvântului tău. We ask all these things in Jesus' name. Te rugăm toate în numele Domnului Iisus Hristos. Amen. 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 Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și minunata părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți, acum și în veci de veci. Amin. Amin. Thank you.
dacă n-ar exista munca așa numită subterană, munca celor care creează, munca celor care compun, munca celor care jertfesc, care nu dorm nopți întregi, care scrie și care sunt dăruiți de Dumnezeu și hăruiți să scrie acest repertoriu frumos și muzica religioasă sau indiferent ce muzică, nu ar putea o formație să poată să satisfacă, de exemplu, auditoriu. Dacă ați auzit înainte o piesă cântată aici, ultima piesă care s-a cântat, e datorită unor oameni sau unui om care îl avem aici, fratele profesor Avram, care a creat, care a scris și care a compus repertorul pentru această fanfară. Lauda să fie a Domnului și bucuria să fie a noastră a tuturor. Aș dori să-l invit în fața fanfarei să dirigeze o piesă care e scrisă tot de dânsul. Thank you.
nostru și în după masa aceasta, numele drag la Domnului Iisus și împreună cu Duhul Sfânt, pentru ca să glorificăm, să înălțăm și să lăudăm numele Tău din locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, Tatăl nostru, pentru Domnul Iisus. Îți mulțumim pentru mântuirea pe care ne-a oferit-o în dar și îți mulțumim, Doamne, că prin sângele Lui am fost curățați de păcatele noastre și acum putem să stăm înainte Ta ca și copii ai Tăi. Și îți mulțumim, Doamne, Tatăl nostru, pentru că și în această după masă ești prezent în mijlocul nostru. Dorim, Doamne, ca să ne binecuvântezi pe fiecare parte și dorim, Doamne, Tatăl nostru, ca să fie acela care se privește la nevoile noastre și la problemele noastre și să le rezolvă după voia Ta. Îți mulțumim pentru toți cei care în această după masă au intrat în acest loc. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți aceia care vor avea un cuvânt spre lauda Ta, Doamne. Și dincolo de aceasta, Doamne, Te rugăm ca să cercetezi inimile noastre și să putem să ascultăm acest cuvânt și să trăim în viața de fiecare zi. Binecuvintează și pe cei care vor înălța cântări spre slava numelui Tău și dorim, Doamne, ca în toate să se facă voia Ta. Te rugăm, Doamne, ca să îi întărești pe calea Ta pe cei care în această zi au făcut un legământ cu Tine prin apa botezului. Dorim, Doamne, că atunci când vor veni ispite, Doamne, și când vor veni greutăți, Tu să le dai putere ca să biruiască. Te rugăm, Doamne, ca în continuare să ne păstrezi în harul Tău, să ne porți în carul Tău de biruință și să rămâi cu noi de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Haideți ca să ocupăm locurile. Doresc ca și în această frumoasă să vă salut pe toți în numele Domnului în locul acesta și chiar dacă e cald și chiar dacă poate că am putea să spunem că suntem obosiți, dorim ca Duhul lui Dumnezeu să ne învioreze pe fiecare și să facă aceste momente pe care le vom petrece în continuare în locul acesta, momente de cer. Și dați-mi voie ca să citesc câteva cuvinte din Psalmul 122. Aici Cuvântul lui Dumnezeu, prin David, vine și ne spune așa: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile Tale, Ierusalime. Ierusalime, Tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Amin? Amin. În după masa aceasta, suntem adunați în locul acesta ca să lăudăm numele Domnului. Oh.
Amin. Cântarea pe care vrem să o cântăm împreună cu copiii și chiar și cu dumneavoastră, să nu stați leneși și neroditori acolo în bancă, ci cei care știu cântarea, vă rugăm să ne ajutați și în același timp să o învățați. Cântarea pe care vrem să o cântăm se numește Am o inimă mare. Am o inimă micuță și am dat-o lui Iisus. Da, o, da, și am dat-o lui Iisus. Thank you.
mergem să vedem care e surpriza de la fratele Clinel. Thank you.
jurul cuvântului Tău. Da, da. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, ca să binecuvintezi cuvântul care a fost citit în această dupămasă, amin, în urechilor noastre, să sfințești și să dai cuvânt pe buze servului Tău. Amin. Doamne, iar nouă să ne dai inimi deschise ca să înțelegem, să pricepem cuvântul Tău. Te rugăm să binecuvintezi pe cei care au venit aici din curiozitate și care, amin, nu te cunosc pe Tine. Lucrează la inima lor prin Duhul Tău cel Sfânt, călăuzește și umple de Duhul Tău cel Sfânt ca să te poată accepta pe Tine. Amin. Dorim în continuare, Doamne Tată Ceresc, să fii la lucru prin Duhul Tău cel Sfânt, amin, să ne sfințești, să ne ajuți ca toată viața noastră să stăm lângă Tine la picioarele crucii Tale, amin, și să fim copiii Tăi adevărați, lumini adevărate în această lume. Amin. Amin. Oh.
Thank you.
Ne proștenem înaintea Sfințeniei tale, Doamne, și în primul rând vrem să-ți mulțumim pentru că îți face plăcere să te numești Tatăl nostru. Domnul nostru, vrem ca în această dupămasă binecuvântată în care ai turnat din binecuvântările tale, din cuvântul vieții, Doamne, peste toți cei care în ziua de astăzi au stat, Doamne, și au fost gata să-și deschidă inimile pentru cuvântul Tău care a fost vestit, pentru mesajul Tău, pentru laudele care s-au fost duse, Doamne, prin cântări, prin poezii. Și să fie alături împreună cu inimile față de toți cei care au intrat în familia Ta. Domnul nostru, îți mulțumim pentru că este o așa de mare bucurie în cer, cunoaștem aceasta din cuvântul Tău, că atunci când un suflet se hotărăște și pornește pe calea Ta, se produce acea naștere spirituală, Doamne, și în cer se produce o mare bucurie pentru orice suflet. Doamne, aici nu este doar un suflet, sunt atâtea suflete minunate și scumpe, pentru care Tu ai plătit scump salvarea lor, Doamne, prin sângele Fiului Tău. Aceasta este cea mai mare dovadă, Doamne, a dragostei Tale, că atât de mult ai iubit lumea, că ai dat pe singurul Tău Fiu, pentru ca oricine se încrede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Îți mulțumim pentru că ai turnat această viață veșnică din belșug, în ziua de astăzi, peste orice inimă care s-a deschis pentru Tine, pentru împărăția Ta. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care l-ai vestit cu putere în ziua de astăzi. Te rugăm, Doamne, să-L faci ca El să nu se întoarcă la Tine fără rod. Te rog să binecuvintezi pe toți cei care au pus inimă în această lucrare, Doamne, și au fost gata să vestească cuvântul Tău, Doamne, în felul în care Tu l-ai desfășurat în modul cel mai binecuvântat și desăvârșit. Doamne, te rog, Doamne, ca să binecuvintezi în continuare pe toți cei care în ziua de astăzi au intrat în familia Ta, te rog să le binecuvintezi familiile lor, te rog, Doamne, ca Tu să-i faci să fie lumini în lumea aceasta și să facă parte cu cinste din poporul Tău răscumpărat. Domnul nostru, îți mulțumim pentru că ești așa de minunat și am vrea, Doamne, ca să încredințăm în continuare aceste suflete și pe noi toți, Doamne, în mâinile Tale, Doamne, și am vrea, Doamne, ca să trezești în noi în fiecare zi dorul pentru ziua revederii. Acea zi minunată în care Tu ne-ai chemat să facem parte, să luăm parte, Doamne, la masa Ta binecuvântată în cer. A Ta să fie slava, cinstea și închinăciunea, acum și în veci de veci. Tatăl, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Father in heaven, our brothers and sisters in Christ here in Romania, keep them as the apple of your eye, and keep them very safe. In Jesus' name, amen. Father, today we have done all that You have commanded us to do. Tată, astăzi am făcut ceea ce ne-ai poruncit să facem. And Father, we've done these things because they represent our faith and our trust in You. Și Doamne, le-am făcut pentru faptul că reprezintă credința și încrederea noastră în Tine. Father, we pray that what has taken place on this day will be and has been a great testimony for Your holy name. Fă, Doamne, ca tot ceea ce s-a întâmplat astăzi aici să fie o mărturie a Sfântului Tău nume. Father, this event is one moment in a continuing history. Doamne, acest eveniment va continua în istorie. Father, I look forward to the stories. Și Doamne, vreau să aștept uitându-mă în viitor. Of how this small group of believers that were baptized today. La felul în care acest grup mic care a fost botezat astăzi. Will rise from their knees in this place. Se vor ridica de pe genunchi din locul acesta. And they'll go forth out of these doors. Și vor ieși pe ușile acestei biserici. As Your witnesses and as Your ambassadors. Ca și martori și ambasadorii Tăi. Father, we pray that You will fulfill Your promise. Te rugăm, Doamne, să-ți împlinești promisiunea. That You would keep them safe. Să-i păstrezi. That You will keep them whole. Să-i ții de mână. That You'll provide for their needs. Ca să ai grijă de nevoile lor, Doamne. And Father, that one day. Și Doamne, te rugăm ca într-o zi. When our battle is over. Atunci când războiul acesta se va sfârși. And when our work is finished. Atunci când lucrarea noastră se va sfârși. And when our journey is ended. Și când călătoria noastră va ajunge la capăt. That God, You'll faithfully gather Your children home. Doamne, te rugăm să-ți aduni în vremea aceea copiii de acasă. And we can stand hand in hand around Your throne. Și noi ajută-ne să stăm mână în mână în jurul Tău. And we can tell the stories. Și să putem să povestim. The great things that You've done in our lives. Despre lucrurile care le-ai făcut în viața noastră pe pământ. We can tell again the old story. Să putem spune din nou acea veche poveste. Of the love of Christ for us. A dragostei lui Hristos pentru noi. And His death on the cross for our sins. Și a crucificării Sale pentru viețile noastre. For our life, and the giving of the Holy Spirit for our rejuvenation. Și să povestim cum ne-ai dat Mângâietorul care să fie cu noi. And we can spend eternity giving praise to Your holy name. Și să petrecem împreună eternitatea dându-ți slavă numele Tău sfânt.
Father, we love you. Te iubim, Doamne. We sing praises today of glory in your name. Laudă și închinare. But Father, even now our hearts lift with joy. Dar și acum inimile noastre sunt pline de bucurie, Doamne. And my voice gives praise to your holy name. Și vocea mea dată te laudă. There is no other like you. Nu există nimeni ca tine. There are none other worthy before you. Și nu e nimeni vrednic înaintea ta. And only you deserve our praise and our worship. Și doar tu meriți închinarea și cinstea noastră. Glory to your holy name. Sfânt să fii, Doamne. In Jesus' name I pray. În numele lui Hristos, o rugat. Amen. Amen. Thank you.
Ce nu? Ce rapid ai fost! Ba! Să trăiești, frate, să trăiești. Tu ești profesionist? Ba! Ce te vreți?